Mi s-a întâmplat vreodată să stați de vorbă cu cineva și să aveți sentimentul că nu vă spune chiar tot. Nu neapărat că vă manipulează, nu în sensul că e duplicitar, dar că sunt anumite lucruri pe care nu consideră că trebuie să le știți sau nu neapărat vi le face accesibile. Vi s-a întâmplat vreodată să vă doriți să fiți în mintea cuiva ca să vedeți exact ce gândește? Dacă aș putea fi în camera aceea unde el vorbește cu glas tare și își dă drumul la gânduri și să aud gândurile lui. Pentru că de foarte multe ori, atunci când suntem singuri, ajungem să dăm drumul la inimă, la gânduri și să vină din noi întrebări și unele dintre ele încercăm să le oprim și să le punem la tăcere pentru că zicem, n-am voie să gândesc asta. Dar cumva acolo apar frământările acelea oneste. Iisus Hristos de foarte multe ori ajunge să spună ucenicilor săi sau ajunge să le spună că sunt lucruri pe care nu le poate spune pentru că ei încă nu le pot purta. Și în Ioan 17 avem ceva extraordinar, pentru că în Ioan 17 Duhul Sfânt ne descoperă gândurile din inima lui Iisus Hristos. În Ioan 17, poate că cei care au studiat Evanghelia după Ioan spun că acest capitol probabil este cel mai important capitol din Evanghelie și poate din tot Noul Testament într-un fel, din Scriptură, pentru că cineva făcea o analogie foarte interesantă și spunea în prima parte a Evangheliei Iisus umblă printre oameni, printre duce Evanghelia. E o lucrare publică pe care o face Iisus Hristos. E ca și cum ai fi în curtea neamurilor la templu. În partea a doua ajunge să se restrângă perimetru și ajungi să intri deja, să te apropii în curtea din interior și apoi să intri în sfânta. Dar când ajungi în capitolul 17, spunea John Stott, îi intrarea în Sfânta Sfintelor. Capitolul acesta este un capitol în care ajungi să intri în cea mai intimă parte, în cea mai apropiată zonă de prezența lui Dumnezeu. Aici auzi gândurile, auzi rugăciunea lui Iisus. Pentru că de foarte multe ori când discutăm unul cu celălalt, spunem una sau spunem alta, dar în momentul în care ne ducem înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, ajungem să ne vărsăm, dacă e o rugăciune bună, curată, să ne vărsăm inima și acolo ne spunem fricile, ne spunem poverile, ne spunem așteptările, ne spunem... Și Iisus Hristos în capitolul 17, e fote interesant o împărțire acestui capitol, în primele versete de la 1 la 5, Iisus Hristos se roagă pentru el. Ei, la final de drum urmează imediat să fie pus pe cruce și să moară pentru păcatele noastre și o rugăciune în care el cere Tatălui lucruri și discută despre el. Dar de la 6 la 19 este o rugăciune care vizează pe ucenici. Și într-un fel, prin ucenici, suntem cuprinși și noi acolo. Sigur că de la partea finală, de la 20 la 26, se roagă pentru biserică și pentru toți cei care vor crede prin mesajul pe care ucenicii îl duc. Dar ce se întâmplă aici e că îl vedem pe Iisus Hristos golindu-și, desfăcându-și inima înaintea Tatălui. Și prima chestiune pe care o face Iisus Hristos în momentul în care încheie rugăciunea despre și pentru el, Iisus Hristos începe să spună,
felul în care el îi vede pe ucenicii lui, cum a procedat cu ei ca să fie ucenicii ai lui, ca să fie cine sunt, care e perspectiva lui Dumnezeu despre ei, care e perspectiva lui Hristos despre ei. Și auzi cuvinte de felul acesta: le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume, nu te rog să iei din lume. Observăm cum Iisus Hristos în versetele acestea ajunge să spună: acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine, că și le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu, în versetul 8. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Iisus Hristos ajunge să spună: ucenicii ăștia sunt ai tăi, tu mi-ai dat. Ucenicii ăștia au fost aleși de tine, sunt aleșii lui Dumnezeu. Și e foarte interesant că din perspectiva lui Dumnezeu, mântuiții lui sunt aleșii lui. Și cred că e important să reții aspectul acela: mântuiții lui Dumnezeu sunt aleșii lui Dumnezeu. Tu i-ai rânduit, tu i-ai ales și eu m-am dus la ei cu cuvântul și sunt câteva elemente esențiale prezentate de către Domnul Iisus Hristos aici. El spune: le-am dat cuvântul tău. Și primul lucru pe care trebuie să se întâmple cu cineva ca să ajungă să fie ucenicul lui Iisus Hristos, trebuie să aibă acces la cuvântul lui Dumnezeu. Joia seara am început un ciclu de mesaje despre lucruri care îl definesc pe creștin. Ce te definește? Cum poți să spui sunt creștin? Pentru că sunt așa de mulți oameni care se declară creștini și n-au nimic în comun cu creștinismul. Și un prim element pe care l-am punctat acolo este relația noastră cu Scriptura. Dacă cineva nu are Scriptură, dacă nu are revelația specială a lui Dumnezeu în cuvânt, e complicat să se numească creștin. Acolo în Scriptură ajungi să-L întâlnești pe Dumnezeu, acolo în Scriptură ajungi să găsești Evanghelia, adevărurile. E foarte importantă relația noastră cu Scriptura. În al doilea rând, al doilea element este relația cu Evanghelia lui Hristos, care ține de Scriptură, dar cineva care se definește creștin trebuie să aibă adevărata Evanghelie. În al treilea rând este relația cu biserica. Așa cum suntem în zona asta de studiu, natura bisericii, funcțiile bisericii, viața bisericii, și ne bucurăm de cei care vin la întâlnirile acestea de joia seara. Dar este foarte important să reținem, Iisus Hristos zice: le-am dat cuvintele tale. Și în al doilea rând, ei au primit cuvintele tale. Nu-i suficient ca cineva să-ți dea cuvintele lui Dumnezeu, trebuie să primești cuvintele lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, Iisus Hristos mai spune încă ceva. Nu-i suficient să ți se dea cuvintele și nu-i suficient să primești cuvintele lui Dumnezeu. Cuvintele respective trebuie să producă un efect în tine și ne spune textul acesta: le-am dat cuvintele, au primit cuvintele și au cunoscut. Și aici cuvântul acesta a cunoaște înseamnă că au ajuns într-o relație, s-a întâmplat ceva în ei, în mintea lor, în inima lor. Un creștin adevărat, un urmaș al lui Hristos este unul care primește cuvintele, căruia îi se dau cuvintele, care primește cuvintele și cuvintele acelea ajung să transforme inima lui încât să poată să fie într-o relație cu Tatăl, cu Fiul. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta, tu nu ești ucenicul lui Hristos. Și de aici începe, dar Iisus Hristos după aceea repetă și repetă că această cunoaștere ajunge să ducă la o unire dintre credincios și Hristos și Tatăl. Și Hristos repetă niște cuvinte extraordinare în textul acesta, cuvinte care te copleșesc. Vine Hristos la tine și spune: eu le-am dat din ce este al tău și ei au primit și acum eu sunt în ei și ei sunt ai mei și eu sunt al lor. Și cumva s-a produs unitatea, legătura aceea dintre noi și eu vreau ca noi să fim una cu ei. Și în momentul în care cineva vine la Hristos, ajunge să aibă împărtășirea, să aibă legătura, să aibă unitatea aceasta cu Tatăl și cu Fiul prin Duhul.
E extrem de important să reții când Iisus Hristos își varsă inima înaintea Tatălui. M-am tot gândit că Iisus Hristos zice un picuț mai departe că i-am păzit, era în lume, i-am păzit și n-a căzut, în afară de unul care e fiul pierzării. Și m-am gândit, oare cum l-a păzit pe Toma, Domnul? A făcut vreo greșeală, vreun rateu, Toma? Cum l-a păzit pe Petru, Domnul Iisus Hristos? L-a păzit pe Petru, dar cum l-a păzit pe Petru? Doamne, așa de bine l-ai păzit că când Iisus Hristos te păzește și când îți spune că ești al Lui, asta nu înseamnă că tu nu o să ai confruntări, ispite, atacuri. Ci Iisus Hristos vrea să te crească și în războiul acela, în momentele acelea, în presiunile acelea, când tu te simți singur și ajungi să te faci de mândra rușine în fața unei servitoare și să te lepezi de Iisus Hristos cu jurământ și să te juri și să zici că niciodată nu L-ai cunoscut și că tu nu știi cine e ăsta cu care tu ai umblat 3 ani și jumătate, pe care L-ai ascultat predicând, care ți-o dat de mâncare, care te-o dus într-o parte și în alta și tu să te lepezi cu jurământ că nici nu știi cine îi. E o presiune extraordinară acolo care te poate împinge într-o altă direcție și Iisus Hristos se roagă și mijlocește pentru el ca să nu-i se piardă credința. A fi păzit de Iisus Hristos în contextul acesta nu înseamnă că o să fie trimiși îngerii să nu cumva să-și lovești piciorul de vreo piatră și pe tine la toate examenele, la toate situațiile, toate-s rost, toate-s bune, uneori ai de trecut printr-o vale și treci prin valea aceea și e dificil și greu, dar Dumnezeu e acolo lângă tine să te păzească, să nu te pierzi, să nu ți se piardă credința. Să nu te rătăcești, să nu abandonezi. Și asta se întâmplă, zice Iisus Hristos, le-am dat cuvântul, au primit cuvântul, te-au cunoscut și au ajuns să fie ai tăi și au ajuns să împărtășească. Și e atât de important să ajungi în momentele tale de intimitate, când stai înaintea lui Dumnezeu, să te vezi prin ochii lui Hristos. Să înțelegi ce ți-a dat Hristos, ce ți-a făcut Hristos, cine te-a făcut Hristos, unde te duce Hristos, cine ești în ochii lui Dumnezeu. Nu cred că ucenicii, dacă i-ai fi pus pe fiecare dintre ei, descrie-ne, te rugăm frumos, cine ești tu în împărăția lui Dumnezeu, ce ar fi știut să spună aceste cuvinte extraordinare pe care le spune Hristos despre ei. Dar Hristos ajunge să le rostească în rugăciune și zice, le-am dat, au ajuns să vină, au primit, au ajuns să te cunoască, să mă cunoască, să cunoască lucruri extraordinare. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu în seara aceasta să coboare aici. Indiferent cine ești, Hristos îți dă cuvântul, tu îl poți primi. Și apoi să ajungi să-L cunoști pe Tatăl și pe Fiul, să cunoști Evanghelia, să cunoști mântuirea. Și în seara aceasta aș vrea să înțelegi că aceste lucruri sunt accesibile pentru tine. Dar asta e primul element pe care am vrut să-l aduc înaintea noastră în această seară. Ce se roagă Iisus pentru tine? Cam asta ar fi mesajul. Și în primul rând, Iisus începe să vorbească despre cine ești tu și felul în care ai fost binecuvântat tu cu mântuirea. Cum poate fi binecuvântat cineva cu mântuirea? Dar în al doilea rând, Iisus Hristos aduce încă un element în rugăciunea Lui. Și elementul acesta foarte important este legat de faptul că Iisus ne oferă adevărul. Și ne spune, le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Imaginați-vă, știu că la un moment dat era formularea asta care e din Biblie, dar poate fi foarte deranjantă pentru unii.
Și sunt frați de-ai noștri care uneori aruncă cuvintele destul de ușor și povestesc cu câte unul și zic, na, noi suntem din Dumnezeu, din Hristos, noi suntem din familia Lui, dar tu ești din lume. În acord cu cuvântul lui Dumnezeu de aici, afirmația asta poate să fie adevărată pentru un copil al lui Dumnezeu. Adică dacă ești copilul lui Dumnezeu, tu nu mai ești din lume. Asta spune Iisus. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, tu nu mai ești din lume. Sigur că trebuie să avem grijă cum folosim în alte contexte afirmația asta, dar asta spune Iisus Hristos. I-am dat cuvântul tău. Ei au ajuns să primească, au ajuns să te cunoască, au ajuns să fie transformați, au ajuns să fie așezați cu Hristos în locurile cerești. Și în opinia lui Iisus, acolo în intimitate, când se roagă, când vorbește cu Tata Iisus Hristos, le-am dat cuvântul, lumea i-a urât pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Un al doilea element pe care aș vrea să-l aduc înaintea noastră în această seară este legat de faptul că Iisus Hristos se roagă Tatălui ca noi să fim sfințiți prin adevărul lui Dumnezeu. Și acum, pentru un moment, aș vrea să reflectăm și să ne gândim dacă Hristos se roagă pentru noi ca să fim sfințiți. Mă rog pentru Lucian Pop să fie sfințit prin cuvânt. Amin? Lucian, vrei asta? Cam ce te aștept să se întâmple cu tine după o astfel de rugăciune pe care o face Hristos pentru tine? Care ar fi efectele, care ar fi produsul când Hristos se roagă pentru tine să fii sfințit prin cuvânt? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă să fii sfințit prin cuvânt? Că suntem curățiți prin sângele lui Hristos de păcatele noastre, dar în ce fel suntem sfințiți prin cuvânt? Dan Brădvălean. Să te sfințească Domnul prin cuvânt. Amin. Dar ce înseamnă asta din seara asta încolo, de mâine, de ieri, de când ai ajuns să înțelegi, mă sfințește Dumnezeu prin cuvânt. La ce se referă sfințirea prin cuvânt? Cuvântul tău este adevărul. Un creștin trebuie să funcționeze pe bază de adevăr. Cuvântul tău este adevărul. Știu că de foarte multe ori și în generația asta am mai făcut referire la o carte pe care am început să o citesc despre sinele modern. Și sinele modern e un sine psihologic. Și când e un sine psihologic și oamenii cultivă și trăiesc într-un astfel de sine, te uiți la ei, vorbești cu ei, dar ei nu te auzi și nu te înțeleg decât în nota lor, în cheia respectivă. Și sinele ăsta modern e un sine psihologic care vrea să simtă. Dar indiferent cât de tare iubești tu simțurile și zici și vorbești despre simțuri și ce simți într-un fel sau ce simți în altul și cât de mult prețuiești și trăiești și te hrănești cu simțurile, știi că la baza vieții creștinului este întotdeauna adevărul. Un creștin este întotdeauna definit de cuvânt, respectiv este definit de adevărul lui Dumnezeu. Tu nu te poți defini în lumea lui Dumnezeu, în raport cu Dumnezeu, în relație cu Dumnezeu. Tu nu te poți defini în raport cu realitatea, în baza simțurilor tale. Tu trebuie să te definești în raport cu adevărul lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu. A te sfinți prin cuvântul lui Dumnezeu înseamnă să ai la baza gândirii, vieții, umblării tale adevărul.
Și uneori te duci la profesioniști care nu sunt foarte drăguți. Mi s-a întâmplat să ajung să apelăm la anumiți meseriași care n-au niciun fel de empatie. Te uiți la tine și ai impresia că e zid. Și te duci la ei și te duci la câte un medic și stă și nu-ți dă niciun zâmbet și nu are timp să te întrebe cum ești și ce faci. Și zici, nu mă mai duc la el, numai că tu ai o problemă și ăla e meseriașul care ți-o poate rezolva. Și chiar dacă nu simți și chiar dacă nu-ți place, ajungi să te duci din nou și din nou și din nou tot acolo pentru că e omul care îți poate rezolva problema. Și cred că e foarte important să înțelegem că atunci când discutăm despre adevăr, uneori adevărul poate să fie dureros, poate să fie neplăcut, poate să fie ofensator, dar aș vrea să înțelegem că un creștin întotdeauna se definește în baza și în lumina adevărului lui Dumnezeu. Și mă rog în seara aceasta să înțelegi că sfințirea ta, Dumnezeu Hristos zice, te-am pus în familia mea, ai intrat în legătura, în relația asta cu mine, cu familia din cer, cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Te-am făcut prin cuvântul meu, ai ajuns să-L primești, ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu, să fii aici, dar tu trebuie să, într-un mod constant, să lucrezi la sfințirea ta. Și sfințirea asta e întotdeauna în baza adevărului. Sfințirea este în baza adevărului. Nu în baza minciunilor, nu în baza manipulărilor, nu în baza emoțiilor. Sfințirea noastră este în baza adevărului lui Dumnezeu. Și în seara asta ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să coboare aici și să-ți aducă adevăr de la Dumnezeu, din cuvântul Său în mintea ta și în inima ta. Pentru că atunci când ai adevărul, adevărul acela este baza pentru creștin. Este punctul care, mi-am notat trei lucruri aici care cred că sunt extrem de importante. Adevărul te definește și îl creează pe creștin. Nu poți fi creștin fără acest adevăr și nu te poți defini. În al doilea rând, adevărul te vindecă și te eliberează. A te sfinți, de fapt, ori de câte ori te pângărești, te murdărești, înseamnă că ai fost sedus, ai fost mințit de către diavolul, ai fost sedus de către păcat, ai ajuns să crezi o minciună, ai ajuns să o accepți, să o îmbrățișezi, să te dai la ceva păcătos și în felul acesta să te murdărești și să te rănești și să fii rănit. Și prin cuvânt, prin adevărul lui Dumnezeu, a te sfinți înseamnă să fii adus din nou la linia bună, să fii reparat, să fii vindecat, să fii eliberat. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Robia din viața ta s-ar putea să aibă de-a face cu faptul că încă îți hrănești mintea și inima cu minciună. Lucrurile care încă te țin legat s-ar putea să aibă de-a face că încă nu te-ai unit cu Tatăl și cu Fiul și n-ai așezat adevărul acolo. Sfințește-i prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Și cred că e esențial pentru noi să așezăm adevărul care să ne definească ca fii ai lui Dumnezeu, urmași ai lui Hristos, să ne dea vindecare și eliberare. Și apoi să înțelegem că prin adevăr noi suntem ținuți pe cale. Adevărul lui Dumnezeu întotdeauna te ghidează pe unde să mergi. Când ai adevărul lui Dumnezeu, ești călăuzit, ferice de omul care nu se duce, nu se oprește, nu se așează, ci își găsește plăcerea în cuvântul lui Dumnezeu. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Își dă rodul la vremea lui. Nu tot așa este cu cei răi. Cei răi sunt nestatornici, sunt ca pleava, sunt purtați încoace și încolo de orice vânt. N-au greutate, n-au consistență, nu au adevăr. Adevărul lui Dumnezeu e cel care îți reglează drumul, direcția.
E așa de important să ai cuvântul lui Dumnezeu, să ai adevărul în viața ta, să umbli în adevăr, să cunoști adevărul, să te apleci peste cuvântul lui Dumnezeu care este adevărul lui Dumnezeu, să te hrănești cu el. Poate ai fost superficial în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Nu știu cum sunteți voi, dar mie mi se mai întâmplă, câteodată îs graboș. Și vrei să rezolvi câte o problemă din asta tehnică și nu-s neapărat foarte priceput pe partea asta tehnică. Și, nu știu, îți iei câte o mașinărie din asta care ți-o dau ăștia în cutie și trebuie să o montezi tu acasă. Și ca majoritatea românilor iscusiți, nu citesc instrucțiunile și mă apuc de montat. Și dă-i și dă-i și știu că mi s-a întâmplat deja de câteva ori să ajung cu produsul să-l montez 90% și când am ajuns la 90% să vezi că ți-au mai rămas șuruburi. Și zici, wow! Să-ți dai seama că nu poți merge mai departe și să-ți dai seama că trebuie să demontezi tot și să o iei de la capăt. Și de obicei ce se întâmplă când ai ajuns la 90% și vezi că trebuie să demontezi, demontezi, le pui pe toate jos și te așezi undeva pe un fotoliu și ce faci? Iei manualul, iei cartea. Și zici, hai să vedem, deci pasul 1, care îi? Și ăsta e pasul 1, pasul 2, care îi? Și de foarte multe ori, noi am ajuns să trecem peste adevăr, peste cuvântul lui Dumnezeu și să zicem, a, asta o știu, Psalmul 23 o știu, cealalt o știu. Și cumva tu pe toate le știi, dar n-ai stat să te adâncești în cuvânt, să înțelegi cuvântul, să înțelegi că cuvântul acesta e adevărul care te definește ca om. Este adevărul care te vindecă, care te eliberează. Este adevărul care te trage, te ține pe linia corectă, pe drumul bun. Că dacă nu ai adevărul acesta, în momentul în care ți-ai luat ochii din adevăr, ți-ai luat ochii de pe Iisus, ți-ai încetat legătura, părtășia aceea cu Domnul de dimineață și n-ai avut timpul acela în care să coboare Dumnezeu acolo, să te asigure Dumnezeu, o să vină slujnica, o să te încerci, o să vină ispita, o să vină diavolul. Și de cele mai multe ori, credeți-mă, când vine diavolul să te ispitească, unii dintre noi suntem atâta de naivi, că avem impresia că diavolul e un fraier învechit care vine la noi cu niște metode rudimentare și cumva zicem noi îl detectăm pe diavolul de la... Ascultă-mă, diavolul a avut tupeul și îndrăzneala să meargă să-l ispitească pe însuși Fiul lui Dumnezeu. Și ispitirile pe care i le-a făcut au fost așa de bine programate, așa de bine gândite, încât a fost o ispită pentru el acolo. Diavolul a ispitit pe parcursul anilor, pe parcursul veacurilor, atâția oameni, i-a sedus, i-a mințit. Este, nu știu dacă ați întâlnit oameni mincinoși, ați fost vreodată mințiți. Cine n-a fost mințit niciodată și nu s-a simțit că e un naiv, să ridice mâna sus. Nimeni, nici la balcon, nu este nimeni. Aș vrea să înțelegeți în seara aceasta că diavolul este tatăl. Nu e așa un mincinos din ăsta de rând, e tatăl minciunii. Îi tatăl manipulării, îi tatăl promisiunilor false, îi tatăl păcatului, îi tatăl iluziilor. Și că dacă tu nu te ții de adevăr în momentul în care ți-ai luat privirea de la Hristos, în momentul în care te-ai deslipit de acolo, ești o pradă sigură, ești o victimă. Și ai nevoie de fiecare dată de adevăr ca să primești vindecare, ca să primești eliberare, ca să primești reabilitare, să fii adus din nou acolo unde trebuie. Trei lucruri. Când se uită Hristos la noi,
Și începe să vorbească cu Tatăl despre noi. Unele lucruri nici nu le-a spus nouă, nu le-a spus ucenicilor chiar așa direct în față. Zice, Tatăl, zice, așa de bucuros de ei. Da, de ei. De cine? De Petru. Da. De Toma, de Filip, de Andrei. Sunt bucuros de Dan Brătvălean, de Ela. Dar cum? Da, sunt bucuros pentru că te-am dat cuvântul tău. Ei erau ai tăi. Și le-am dat cuvântul tău și au primit cuvântul tău. Și după ce au primit cuvântul tău, au ajuns să se apropie, să se adâncească în el și au cunoscut. Te-au cunoscut, m-au cunoscut pe mine. Au cunoscut jertfa mea. Au cunoscut dragostea lui Dumnezeu. Au cunoscut împărăția lui Dumnezeu. Și acum, Doamne, mă mai rog ceva pentru ei. Sfințește-i prin cuvântul Tău. Cuvântul Tău e adevărul. Doamne, lasă-i, învață-i, ajută-i ca întotdeauna să se definească în baza adevărului. Nu în baza psihologiei moderne, nu în baza filozofiei, nu în baza culturii în care trăiesc, în baza adevărului. Doamne, fă-i, sfințește-i prin cuvântul Tău, cuvântul Tău e adevărul. Atunci când au fost manipulați, mințiți, atrași, Doamne, prin cuvântul Tău, să cunoască cuvântul Tău și să fie vindecați, eliberați, să fie făcuți oameni liberi. Seara asta e o seară în care Hristos se roagă din nou pentru tine să devii un om liber. Mă rog pentru ei să le iei privirea de acolo de unde le-a îndreptat-o diavolul și să le întorci spre tine. Poate e un băiat, poate e un viciu, poate e un grup de tineri, poate e o situație în care ești pe punctul să faci compromis. Poate e o șoaptă care îți vine în ureche, poate zgânduri prin care diavolul bate la ușa minții tale. Poate ai încetat să-L mai auzi pe Hristos și pe Domnul în seara asta. Te invit să cunoști adevărul ca să fii liber. Să te întâlnești cu Hristos ca să fii liber. Și apoi, odată ce L-ai cunoscut, să rămâi cu privirea ațintită, să umbli cu El, să vorbești cu El, să mergi după El ca să ajungi la destinație. Dar mai este încă ceva ce aș vrea să spun în seara asta, chiar dacă timpul e trecut. Știu că la serile astea suntem învățați să stăm până la și 20 la jumate, așa că văd că nici nu vă uitați la ceas și n-aveți niciunul nicio treabă, slăvit să fie Domnul. Biserica Betel e o biserică matură și o biserică matură, să văd dacă mai știți, nu se uită la ceas, slăvit să fie Domnul, că n-avem ceas, numai predicatorul are acolo în față, da, nici el nu se uită la ceas. După ce Iisus Hristos, cineva spunea că câțiva predicatori, unul dintre predicatori a ținut vreo 45 de predici din Ioan 17. Ce poți face în 30 de minute, Andrei? Dar al treilea lucru la care aș vrea să ne oprim în seara asta, după ce Iisus spune Tatălui ce s-a întâmplat cu ucenicii, ce se întâmplă cu cei care vin, după ce se roagă pentru ei să fie sfințiți, Iisus Hristos zice, cum m-ai trimis Tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Nu știu dacă înțelegeți ce e aici. Dimineață spuneam unuia dintre frați, Martin Luther s-a dus. Lucian, Jonathan Edwards și Martin Lloyd-Jones sunt acasă. Acum e rândul tău. E rândul tău. E rândul meu. Dar nu, e rândul tău. Știu că zâmbești, dar e rândul tău.
Ela, e rândul tău. E rândul tău. Cei care au fost înainte și-au făcut lucrarea în viața lor, au fost aleși, au primit cuvântul, l-au cunoscut pe Tatăl, s-a întâmplat mântuirea, au fost sfințiți prin cuvânt și acum vine Domnul la generația noastră, vine la noi în seara asta și după cum m-ai trimis pe mine, așa îi trimit și pe ei să meargă și să facă lucrarea. Hristos vine și ne spune, sunteți în misiune cu mine, sunteți în lucrare cu mine. Și așa să înțelegi în seara aceasta, că după ce l-ai cunoscut pe Hristos, după ce ai adevărul care îți reglează viața, mintea, inima, realitatea din jurul tău, Hristos zice, știi, am ceva să spun, vreau să te trimit, pe mine m-a trimis Tatăl și eu vreau să te trimit pe tine, du-te. Și fă lucrarea. Du-te și fă misiunea. E așa de interesant că Iisus Hristos reia cuvintele acestea la finalul Evangheliei, în capitolul 20. Și se duce la ucenicii ăștia care erau aleși și sfințiții și familia și împuterniciții lui Dumnezeu și erau așa de curajoși și de îndrăzneți încât, nu știu, când ai fost mic, ți-a fost frică așa vreodată, în vreo seară, să-ți fie frică. Am crescut într-o vreme în care nu... Când plecau părinții de acasă, ca să scap de frică în casă, eram singur, dădeam drumul la radio. Dar nu mă pricepeam, eram așa de mic, încât nu mă pricepeau cum să dau drumul la radio și să... Era, în vremea aceea, erau radiouri din astea în care tu... Unul era de volum și unul căutai frecvențele. Și în perioada respectivă, nu știu de ce, ne transmiteau prin radio foarte multe posturi arabe. Mai țineți minte, frate Olimpiu? Nu țineți, că dumneavoastră știați cum să căutați pe radio, da? Cumva dădeam și auzeam cuvinte, parcă m-a apucat frica mai tare și opream radio-ul ăla și mă duceam să văd dacă închisă ușa și mă duceam o dată, de două ori, că era frică. Și ucenicii după toate, aleși ăștia lui Dumnezeu, după toate astea ce s-a întâmplat cu Iisus Hristos și cu ei, s-au dus acasă și au început să-și închidă ușile și erau închiși undeva într-o cameră și stăteau acolo și ascultau ce se la geam. Și mă, oare pe noi ne caută? Oare vine după noi? Se duceau la ușă, mai verificau încă o dată, închisă sau nu? Și apare Iisus Hristos în mijlocul lor. Și știți ce le zice Iisus Hristos? Pace vouă. În seara asta vine Hristos aici. Pentru tine, Iosif Rician. Și zice, pace ție. Pace ție. Pace în inima ta. Pace în mintea ta. Am murit pentru tine pe o cruce. Mi-am vărsat sângele și am înviat. Pace ție! După cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele, vor fi iertate. Vă trimit în lume, nu voi puteți ierta păcatele, am mai spus-o asta, dar aveți cu voi o cheie, aveți Evanghelia, aveți elementul acela supranatural care poate aduce iertare și mântuire. Mergeți! Aș vrea să vă invit să ne plecăm înaintea Domnului. Trei stadii diferite. Iisus Hristos se uită la ucenici și începe să vorbească cu Tata. E acolo discuția aceea din Sfânta Sfintelor.
Și zice tatălui, tată, ești așa de bucuros. Ai tăi, erau ai tăi, tu mi-ai dat, tu i-ai ales. Și m-am dus la ei cu cuvântul și l-au primit, l-au primit. Și au ajuns ca primind și crezând cuvântul acesta să te cunoască, să mă cunoască. Și în seara asta, dacă ești aici și încă nu ești împăcat cu Domnul, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să-ți deschidă inima să primești cuvântul și să-L cunoști pe Domnul. Dacă încă nu l-ai pe Hristos, dacă nu ai lipirea aceea, unirea aceea cu El, dacă nu-i al tău și nu ești al Lui, e seara ta. Și apoi Iisus Hristos se mută mai departe și zice, Doamne, sfințește-i prin cuvântul Tău. Doamne, dă-le înțelepciune, dă-le Duhul Sfânt ca să înțeleagă că au nevoie de adevăr. Că nu se pot defini altfel, că nu pot trăi și nu pot fi altfel ca și urmașii ai mei decât având la temelie adevărul. Adevărul care trece dincolo de psihologie, de modernisme, de cultură, de una sau de alta, de emoțiile lor. Adevărul. Adevărul acesta o să-i regleze, o să-i vindece, o să-i elibereze. Adevărul acesta o să-i păstreze pe cale. Și în seara aceasta, dacă ești rănit, dacă ai fost distras, dacă ai fost furat, te invit să vii la adevăr, să vii la cuvânt, să vii la Hristos, ca să-ți dea vindecare. Și apoi în faza a treia, să auzi cuvintele acestea din partea lui Iisus, să-L auzi în rugăciunea Lui, șoptindu-i Tatălui, Tată, am mai făcut ceva cu ei, după cum Tu m-ai trimis pe mine, exact așa i-am trimis și eu pe ei să meargă în lume. Și le-am dat Duhul Sfânt, le-am dat putere, le-am dat autoritate, le-am dat roadă, le-am dat daruri ca să meargă și să rezolve cea mai grea problemă pe care o au oamenii, problema păcatului, folosind Evanghelia. Dacă în seara asta este cineva aici care vrea să vină să-L cunoască pe Hristos, dacă în seara asta este cineva aici care vrea să fie făcut liber de Hristos, dacă în seara asta este cineva aici care vrea să fie trimis de Hristos, e seara ta. E seara ta. Aș vrea să fac doar o singură provocare. Dacă ești aici și ai nevoie de Hristos, fie să intri în legământ cu El, fie să fii vindecat sau eliberat de El, fie să intri în mandatul pe care ți l-a dat, arată lucrul acesta cu o mână ridicată sus. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să vă 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 binecuvinteze. Slăvit să fie Domnul. Doamne Iisuse, ai intrat în Sfânta Sfintelor și prin Ioan 17 ne-ai făcut parte de dialogul cu Tata, de rugăciunea de acolo. Te chem în seara asta peste adunarea noastră, te chem peste cei care urmăresc transmisia asta, să ne binecuvintezi.
dă-ne pacea ta, dă-ne bucuria ta, dă-ne siguranța care vine din tine. Am vrea să fim întemeiați în adevăr și să te cunoaștem. Te rog să aduci eliberare și vindecare pentru toți care au fost doborâți de ispită și de păcat. Și te rog să aduci împuternicire pentru toți care vor să pornească la drum și să împlinească slujba. Binecuvintează Biserica Betel, binecuvintează-i pe cei de aici, binecuvintează-i pe cei care urmăresc pe transmisie și dă-ne har, Tată, în baza rugăciunii lui Iisus Hristos, îți mulțumim frumos că ești Tatăl nostru, că suntem ai Tăi, că Tu ești al nostru, că ne-ai înfiat, că ne faci parte de lucruri extraordinare împreună cu fratele nostru mai mare, Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Binecuvântat să-ți fie numele veci. Adu mântuire, adu eliberare, adu râvnă pentru Evanghelie. În numele Domnului Iisus ne-am rugat și prin Duhul Sfânt. Amin.